Sâmbătă seara, în jurul orelor 18 și 40 de minute, un incendiu a izbucnit în Roman, pe strada Mihai Viteazu. Mai multe bunuri materiale au ars doar din interiorul unei camere. Se pare că motivul principal ar fi efectul termic produs de amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile față de mijloacele de încălzire. Sâmbătă seara, ca urmare a unui apel la 112, în jurul orei 18:40, pompierii Răumășcani au intervenit cu două autospeciale pentru stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuință din municipiul Roman. Incendiul se manifesta în interiorul unei camere dintr-o locuință situată pe strada Mihai Viteazu, cu posibilitatea propagării la întreaga locuință. Pompierii au stins incendiu, în urma căruia au ars bunurile materiale din interiorul unei camere. Cauza probabilă de producerea acestui incendiu a fost stabilită ca fiind efectul termic produs de amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile față de mijloacele de încălzire, în acest caz fiind soba.